Dimitri Cozac nu mai insistă pe planul de federalizare a Republicii Moldova. Cel puțin asta susține liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, care s-a revăzut cu șeful adjunct al administrației prezidențiale de la Moscova după o pauză de 18 ani, atunci când Voronin, în calitate de șef al statului, a refuzat planul de federalizare propus de Cozac. În sfârșit, după 18 ani, ne-am revăzut cu domnul Cozac. Așa, vizual, schimbări mari n-am observat. Arată foarte bine, energic. Tensiunea nu a fost atunci, la moment, când nu a fost semnat acest document. Dar ieri a fost o întâlnire destul de amical, foarte așa. Deci că timpul soluționează tot și tratează toate bolile. Vladimir Voronin a precizat că Dmitri Cozac a abordat în cadrul întrevederii de miercuri evenimentele din 2003, când planul lui de federalizare a fost respins de Chișinău. El a încercat să-și aducă aminte de chestiile acestea. Eu i-am propus să citească interviul lui Igor Smirnov. Dar el mai insistă pe planul de federalizare? Nu, cu mine n-are și insista. Liderul comuniștilor spune că s-a interesat și de scopul vizitei lui Cozac la Chișinău. Domnul Cozac, într-un fel sau altul, se află dănașul, este dănașul lui Baia Sandu, pentru că după și el a fost aici, pe Maia Sandu a promovat-o prim-ministru. L-am întrebat, dar la concret, ce ați hotărât? Și de mai mult a fost o vizită așa de a ne cunoaște unul pe altul. Și liderul socialiștilor Igor Dodon a discutat cu Dmitri Cozac. Președintele PSRM a scris pe canalul său de Telegram că discuțiile s-au axat pe subiecte ce țin de relațiile Moldo-Ruse.